Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Lamele de azi pe shop este Military Lama, o lamă care este foarte bună, costă 300 de V-Bucks, puteți cumpăra și 5 în total și imediat o să vă spun mai multe despre această lamă, dar la lama, uite cum este, sunt aceste două iteme epice, merită să cumpărați pentru cei de V-Bucks dacă doriți, adică nu vă ajută cu nimic, doar pentru niște manuale, niște etichete și cam asta ar fi tot. După dacă e să vedem misiunea de V-Bucks, pentru că este doar una în Kenny Valley, Power Cell Joy Rider lining cu 35 de v -bar. și astăzi nu sunt cu Survival legendari. Dar avem totuși un quest liner de la Blockbuster și Survival Salt Ventures, un Ventures avem astăzi, wow ce frumos. Și Dungeon, apoi din nou dungeon -urile. Dar mergem la Collection Book, mergem la Expansion People pentru că aici se află și Shadow Ops Heroes, poate specie de Military Lama. De aici merită doar, Sinceri sincer, Demolish Penny, asta e tot dacă epica sau legendară merită pentru că 17% de mai mult că la lansatoare și merită foarte mult. După military weapons, ce menționez merită și ceea ce nu menționez clar nu merită. Silent Spectre, Bobcat, Lynx, Tiger, Wraith, Obliterator, Quad Lancer, acestea merită. Restul nu merită, nu sunt atât de bune. Compra asta toriți, eu am aceasta dacă doriți, o l-am destul de bună, adică cum e Wraith-ul ăsta epic nu prea merită, dar dacă e ceva legendar și o armă care chiar ați dori, ai merita. Sau dacă vreți să luați voi gaiful să-l faceți în merită, depinde de voi. Baftă și ne vedem la mâine mă la următoare episodă la Meledeaz.